Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de miercuri, 28 noiembrie. O zi foarte bună pentru planuri, pentru organizarea unor evenimente sau pentru stabilirea unor date limită pentru finalizarea unei anumite acțiuni. Spre exemplu, dacă vrei să te căsătorești, astăzi este ziua în care poți să stabilești data nunții sau dacă vrei să, nu știu, să-ți faci o sărbare deosebită de ziua ta și vrei să planifici lucrurile din timp, astăzi este ziua cea mai bună să te gândești la modul în care vei organiza, locația unde vei susține evenimentul, invitații pe care îi vei avea. Deci o zi foarte bună pentru tot ceea ce ține de organizare și planificare. Să vedem în continuare ce ne așteaptă pe fiecare semn zodiacal în funcție de aspectele planetare. Și încep cu semnul berbecului, care astăzi se bucură de ziua perfectă pentru stabilirea unor planuri pentru o călătorie. Vrei să stabilești o vacanță, vrei să stabilești un drum, vrei să stabilești modul și maniera în care pleci la o anumită, într-o anumită deplasare sau călătorie. Astăzi este ziua cea mai bună pentru planificare. Apoi, dacă dorești să discuți subiecte importante, cum ar fi subiecte legate de filozofie, metafizică, religie, politică. Astăzi este ziua în care vei găsi și interlocutorii buni pentru astfel de discuții, dar și subiectele potrivite unde să excelezi și să faci o impresie bună. Astăzi este o zi în care berbecii se simt optimiști și hotărâți să facă o mulțime de lucruri. Taur. Astăzi este o zi în care taurii pot să își adune energiile și să se pună în mișcare în vederea îndeplinirii unui proiect sau a unui obiectiv. Așa cum este bine știut, adeseori taurul are probleme în a demara o acțiune, nu în a o finaliza, ci în a se pune în mișcare toate rotițele necesare ca să faci respectiva acțiune. Ei bine, astăzi este ziua perfectă pentru a începe o activitate, pentru a te pune pe treabă într-un anumit domeniu. Este o zi bună pentru tauri să discute sau să împartă ceva cu cei din jur. Cum ar fi un testament, o moștenire sau orice altă formă de proprietate, de bun comun, în care să stabilești regulile jocului, ce primești tu, ce primești ceilalți, cât dai tu, cât dau ceilalți. Este o zi bună și pentru taurii care se ocupă de strângerea de fonduri sau de acțiuni de caritate, pentru că astăzi oamenii din preajma, din anturajul taurilor, se vor simți mai generoși decât de obicei. Gemeni. Nu numai că astăzi te bucuri de o creștere, de o expansiune a ambițiilor, dar te și simți capabil să realizezi lucrurile pe care ți le pui în minte. Geamănul planifică, dar geamănul are întotdeauna probleme să ducă la bun sfârșit o acțiune. Mai ales când Mercur, guvernatorul zodiei tale, este în mișcare aparent retrogradă, așa cum este astăzi și întreaga săptămână, până pe 7 decembrie, evenimentul ăsta, poți întâlni dificultăți în a pune în practică lucrurile pe care ți le dorești. Și astăzi gemenii au o fereastră astrală în care ceea ce gândesc, aia se întâmplă. Ceea ce pun în practică și realizează. Contează foarte mult să vrei să faci ceva, dar când ajungi la concluzia fermă și clară că poți să duci la îndeplinire acel lucru, atunci nimeni și nimic nu te mai oprește din demersurile tale. Și ziua de astăzi este o zi extrem de pozitivă pentru gemeni, iar pe seară o discuție cu un prieten apropiat care te va pune la curent cu evenimentele din viața sa
te va remonta și îți va spori cheful de viață și dinamismul. Rac. Astăzi este o zi foarte bună pentru racii care muncesc. Persoanele cu care interacționezi vor fi cooperante și vor fi aliniate exact la nevoile tale. Vei cere, ți se va da. Vei solicita ceva, imediat ceilalți vor fi foarte prezenți în preajma ta. Ai capacitatea să vezi imaginea de ansamblu, iar acest avantaj te va propulsa în fața celorlalți în următoarele ore. Trebuie să fii însă foarte atent astăzi la toate detaliile. Ai de semnat ceva, citește contractul. Nu contează care 100 de pagini, tu citește. Ai de vorbit cu cineva o chestiune importantă, revizuie șteți în minte un pic pașii, etapele comunicării ca să fii coerent în ceea ce exprimi. În orice caz, este o zi bună pentru raci, o zi în care reușești să impresionezi pe cei din jurul tău și o zi bună dacă ai de lucrat sau de luat decizii legate de străinătate. Leu, astăzi este o zi în care te distrezi, te amuzi, ești pus pe șotii și o să-ți placă foarte mult activitățile de grup. Mersul la cumpărături, nu prea ai tu chef astăzi să faci mare lucru pe la serviciu, ci mai degrabă să te relaxezi, dar fiind prezent în viața celorlalți, numai că printr-o notă optimistă și printr-o atitudine cât mai veselă. E o zi bună pentru Leu astăzi. Fecioara astăzi se axează mult pe discuții în familie și este o zi foarte bună pentru fecioare să aibă discuții legate de locuințe, imobile, vânzări, cumpărări. O discuție serioasă cu un partener sau cu un prieten te va duce către niște concluzii foarte importante pentru tine și dacă vă aliniați unul cu altul, veți reuși să realizați niște lucruri pe care cei din jur nici măcar nu le pot visa. Este o zi productivă pentru fecioare, mai ales dacă fecioarele sunt interesate de zona afacerilor. Balanța. Astăzi este o zi în care te simți optimist și realizezi ceva la care te-ai gândit de multă vreme sau se creează circumstanțele și premisele care îți vor favoriza îndeplinirea unui vis, îndeplinirea unei dorințe. Pentru că astăzi ai abilități de comunicare mult peste medie, pentru că maniera în care pui problema va fi extrem de motivantă pentru cei din jur. Este o zi bună pentru balanțele care lucrează în domeniul vânzărilor, marketingului, creativității, orice ține de creativitate sau balanțele care sunt profesori și predau celor din jur ceva. Este un moment bun pentru balanță să se implice într-un proiect de grup care vizează un eveniment ce va avea loc până la sfârșitul anului. Scorpion. Este o zi excelentă pentru scorpioni să facă afaceri, să bată palma cu cineva sau să semneze contracte. Ai astăzi curajul să pui în practică visele și ai grijă totuși să păstrezi o limită, nu te arunca într-o zonă în care poți să faci mai puțin decât promiți și ai grijă să nu te supraevaluezi, fiind extrem de optimist. Optimismul este foarte bun, optimismul ne place. Numai nu te forța să fii prea optimist, pentru că s-ar putea să te duci într-o zonă în care promiți lucruri pe care nu mai ești capabil să le faci. Săgetător, astăzi ești puternic, astăzi ai o atitudine pozitivă și ești extrem de bine susținut pe zona interacțiunii cu cei din jur. S-ar putea să ai de rezolvat ceva activități domestice sau să te focusezi pe reparatul în casa unui obiect care s-a stricat sau să fii nevoit să cumperi ceva care se strică peste noapte și tu trebuie să reglezi foarte repede problema pentru că ai nevoie de obiectul respectiv. Capricorn. Capricornul astăzi se bucură de foarte multă energie mentală și este extrem de persuasiv, extrem de convingător.
Se pare că ți-ai făcut lecțiile în ceea ce te privești, în ceea ce privește acțiunile de la serviciu. Ți-ai învățat niște lecții amare despre cât să vorbești cu oamenii și cum să interacționezi cu ei. Și acum le pui în practică și rezultatele, bineînțeles, că se văd. Câștigi apreciere, respect și îți delimitezi teritoriul foarte bine astăzi. Vărsător. Astăzi este o zi extraordinară pentru vărsători. Să relaționeze cu cei din jur și să se simtă partea unui grup, partea unui obiectiv comun pe care îl împărtășești cu colegii tăi. Te bucuri de interacțiune cu persoanele mai tinere și este o zi excelentă ca să discuți proiecte de viitor cu persoanele apropiate. Apar spre seară și niște vești bune legate de bani. Ori ți se acordă un împrumut, ori cineva te ajută cu bani, ori găsești o activitate care să-ți sporească bugetul. Și am ajuns și la pești, care astăzi își vor impresiona foarte mult șefii, părinții sau orice altă formă de protector. Peștii au discuții importante, poartă discuții importante privind un proiect viitor și maniera și maturitatea cu care pui problema te va ajuta extrem de mult în soluționarea unor mici chestiuni de detaliu. Ești în foarte mare formă astăzi și ai capacitatea să-i convingi pe cei din jurul tău să te urmeze într-un proiect pe care l-ai gândit de ceva timp. Dragii mei, acesta a fost horoscopul zilei de miercuri. Ne vedem și mâine la un nou horoscop și nu uitați, apăsați butonul subscribe ca să fiți la curent cu ultimile mele postări.